revenim, dragi prieteni, cu una dintre seriile voastre favorite. O serie unde trebuie să ne punem creierașul la treabă. E bine, astăzi ne jucăm alături de Laf și alături de Ionuț. Haideți să începem jocul, să nu mai stăm atâta la discuții. O să vedem ce întrebări o să vină astăzi. Dacă o să fie întrebări de cultură generală, dacă o să fie întrebări retarde, cine o să mai câștige, dacă mai pierde Ionuț Castelul. Vedem, băieți, orice este posibil. Nu uitați oricum, înainte de toate, dați și voi acolo cât mai multe like-uri. Frate, o rugăminte foarte mare la voi. Și în ce an s-a pus piatra de temelie a castelului Peleș? Nu știu. Ok. Eu am zis că e mai vechi să mă îmbată tata. Ok, băieți, deci încă o dată, cât mai multe like-uri dacă vreți să postați mai multe videoclipuri. Aparent castelul Peleș este mai nouț. Și uitați-vă la tot episodul să vedem ce întrebări o să apară astăzi. Let's go, boys. Acum, vedeți că asta a fost întrebarea de încălzire și nebun. Câți kilometri sunt de la Constanța la Oradea? De la Constanța? Atât. De la Constanța la Oradea? Cred că-s prost. Eu cred că... Da, ok, mai mult. Eu 50. Bă, 800! 50 de kilometri! Bă, am zis că e mult! M-am gândit... Bă, sincer, dacă mă întrebați, nici nu știu câți kilometri sunt de la Constanța la București, că eu așa am făcut calculul. Oradea e mai departe de noi, Constanța e și mai departe. De la noi până la ei mă gândeam că eu fac cu mașina 2 ore, dar bine, cred că sunt mulți kilometri, cred că sunt vreo 300 și de la noi încă vreo 250, 300, 600, mă rog, nu știu, 800, dar nu-i problemă, băieți, oricum, erau mai mulți. Ionuț a pus la fix, bă, Ionuțe, bă. În ce an au aderat Costa Rica și Liberia la ONU? Yeah! Yeah! Bă, eu în sfârșit răspund și-o bine la o întrebare, dragilor. De ce m-ar interesa în ce an a aderat Costa Rica și... What? Why? De ce? Îmi pare rău, Laf, dar trebuie să... iau un teritoriu aici lângă baza dumitale. Eu ți-am luat orașul, îmi pare rău. Îmi pare rău, se mai întâmplă. Și acum trebuie să mai luăm două. Câte episoade ai serialul Chill, difuzat de NBC între anii 1982? Știu! L-am văzut. Easy, deci... Ce prost. Dacă nu e atâta, mă las. Care a vrut 100 de episoade. Cum l-ai văzut, nu, mă? Mamă, bă, 700! Bă, dar eu mă gândeam la aia, gen tânăr și neliniștit. Bine, nu e acela serial, dar ziceam, mamă, tânăr okay. Și neliniștit, un serial care a durat mult, câte episoade are? 1500, să mă bată tata. Deci înseamnă că n-am văzut serialul. Ok, băieți, din păcate, asta este, sunt cam sabenos. Să înceapă bătălia, acum știți cum e. Ăsta e momentul în care trebuie să-l atacăm pe Ionji. O, oh, da. Dă-mi Laf aici. Cum se numea tatălui Pinocchio? Batman, Batman. A, mă, că e ușoară. Batman, Rapunzel, Peter Pan, wow. Câte laturi are un octogon? E ușor. Da, a pus primul. Bravo. Easy, Ionuț. Ați văzut, mă, creierul mai rapid, mă, sau cel care e mai trăiat de acum. Bă, problema e că eu îl pot ataca doar pe Laf. Îmi pare rău, frate. Dar trebuie să-mi fac drum. Ce este planiglobul? Ce prost sens. Bă! Harta densității populației, planiglob. Glob. Nu? Logic! Mă apropii... Aaa, băi, o să-i dau lui Ionuț de o să zacă, ești nebun, s-a supărat și Laf. Eti bun. Ai scris tu? Care a fost arma folosită în atentatul din 2 decembrie 1880 împotriva lui Ion Constantin Brâncoveanu? Wow! Cred că prima. Bravo! O sabie, o grenadă, ce trecu. Corpul linii meduze este format în proporție de cât la 100 din apă, e ușor, e... Bravo! Eu puneam 95, sincer. A pus 100% Brăileanu. Cu 100% mă, cu ai numai apă? Eu știu. Voi ați auzit ce ați Brăileanu că 100% e numai apă. Gen, efectiv, eu, acum dacă... Eu aș fi putut în paharul ăsta, băi, să beau o meduză. Că e 100% apă. Pe bune! De e 98%, nu-i 100%. Din ce încrengătură face parte ciuperca Amanita muscaria? Nu știu, bro. Eu nu ți-a dat pe mute că-l batem ăsta cu tasul. Sau că e supărat că ia Laf teritoriu. Una din două, acum nu știu. Polonicul. Mamă, dar se bate ăștia între ei și eu câștig, ești nebun. Apropie de a cărui oraș era închisoare Alcatraz. Hai că e ușor, Alcatraz, nu coaie. Dar au fost și filme. Bravo, au fost și filme, frate, cu Alcatraz, ești nebun. Câte meciuri din 28 jucate a câștigat Mihai Leu la box profesionist?
pe toate. Eram sigur, eram sigur. V-am spus că de-aia zis din 28 jucate. Pe toate ești de bun. Dar de ce-i pune 15? Care este diametrul unei bile de snooker? Mamă, coai, de ce aș ști? De ce aș ști așa ceva? De ce? Cui pasă? Are 70 de milimetri. Nici n-am răspuns eu, nu știu. What? A zis că nu răspunde. De ce nu s-a pus? Băi, eu când mai atac, bro, mamă, nu? Care sunt cursurile în general predate de Spiru Hare de la catedrală unde a funcționat ca profesor? De la catedrele unde a funcționat catedrală, mă, tăma. De toate ești nebun. În ce an a scris Hans Christian Andersen povestea Umbra? Nu știu. Nu știu. Cred că e mai bătrân de atât. Mama mea. 1982, coaie. Înseamnă, mamă, la laf Hans Christian Andersen, coaie, mai trăiești, ești nebun. E tovarăș cu mine, este cu mine la bere. Holy shit. Cine a fost celebrul pionier neoclasicismului în pictura românească? Bă, l-aș pune pe Gheorghe. Care nume de... De clasic. E, vedeți ce știe fratele vostru, gata, nu vă mai zic. În ce an a murit romancerul, scenaristul și regizorul de film James Clavell? James Clavell, coaie. Nu, am vrut să dau pe cealaltă. Please. What? 46. Eu aș zice să dați live-ul, că nu e posibil să știe la... Cum fix? Nu știu coaie, a pus fix să mă bată tata, nu știu cum. Care este cel mai longeviv serial de desene animate dintre următoarele? Ăsta. Yeah, boy! Și acum, haide, tryhard. În ce an s-a născut celebrul bucătar Jamie Oliver? Jamie Oliver. Cum să-l știi pe Jamie Oliver, mă? Prietenul meu. Ok. Mamă. Mamă, 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 mamă. Uite, uite cu cine mă joc. Tot eu atac. Ba nu, bă, ce trec cu mine? Eu n-am atacat de două ori. Uite, mă, asta. Când a fost lansat în România revista Playboy? Ia ziceți, băieți, eu nu știu, n-am nicio idee, sincer, chiar nu știu, când 2000 plus. Ok. Aparent 1992, aia în 1992 se uitau pe Playboy hardcore, ești nebun? Deci dacă iau teritoriul acesta, băieți, și nu se mai întâmplă nimic, am câștigat, tac. În poziția de sarea culoarei albe, în ce parte este poziționată regina față de rege? Regina față de rege. Yeah, boy! Stânga, frate, nu te jucă așa, dar am stat un pic să-mi imaginez tabla aia deja. Haide, băieții, deci dacă... Deci nu trebuie să ia la fie teritoriul, Ionuț. Ce? Ok. Ce film a câștigat Oscarul în 2014 la categoria cel mai bun film? Gravity, mă scuzați. Sau 12 Years a Slave, nu știu. Eu a zice Gravity. Ok! Nu, niciodată. Yeah, păi e bine că am ieșit pe primul loc. Poate ăla a fost... Nu, eu chiar m-am gândit la Gravity și 12 Years a Slave, nu mai știam. E, băieți, prima arenă câștigată cu succes, vă pup, revenim cu meciul următor, let's go. Tura a doua, dragilor, am 1-0 până acum. Tura a doua, să vedem ce și cum. Mie îmi place mai mult ăsta normal decât ăla mai... campania extinsă, parcă se numește, genul ăla mai lung. Da. Ăsta mi se pare mai ok. Acum, în ce a trecut la profesioniștii Igor Andreev? N-am idee. Pff, mamă. Bă, coai, pe bune. Pe bune. Băi, deci au ăștia un bulan la ani, frate. Cum trec cu nimerismanii aia fix pe fix, mă? Sau cu un an diferență. Igor Dodon. A auzit de Igor Andreev ăsta, la cum îl cheamă pe ăla. Igor nebunul. Câte premii Oscar a primit actrița Kirstie Alley până în 2008? Na. Mă cac pe Kirstie. Na! Pune unu. Da, e, deci n-avea cum să fie unu. Niciodată unu, că a întrebat câte premii. Deci ori mai multe, ori niciunu. Zero premii, nu unu premii. Merge două premii, trei premii, patru premii, dar unu premii? În ce an s-a născut biologul american Edward Osborne Wilson? Tu te morți, te dacă și pe asta nu știu să... Aici. Yeah! Mamă, pe acolo, în sfârșit am fost și aproape odată. Eu ziceam că fac 1000 points challenge, ești nebun, 1000 de puncte și cu asta basta. Ce dracu, mă, că trebuie să protejez și eu ce mai am dat, ce dracu să mai protejez, că... Mă atacă talibanii din toate părțile, uitați-vă și voi pe arta asta. Descentrată, ești nebun, m-am supărat un pic așa. Câți copii au avut Cronos și Rea? Cronos și Rea au avut cam atâția copii.
Să mă bată tata. Băi, știți care este partea amuzantă? Că sunt doi, dar nu mai știu care. Doi zei care au avut foarte mulți copii. Dar nu mai știu care. Care? Deci erau doi care au avut ceva genul 100 și ceva de copii. Dar nu mai știu care. Băgam aici cu cele, m-am enervat. Aia cei mai bătrâni. Aia cei mai bătrâni. Aia cei mai bătrâni. Aia cei mai bătrâni, da, bă. Ia să vedem pe cine atacă Brătianu 3, pe Ștefan. Da. Din ce cauza decizia prințesa Gris de Monaco? Nu Monaco, Monaco. Diabet. Egal. Sau cancer. E, băi, de bun a făcut accidentul de mașină, mă. Care este cel mai mare număr de frunze întâlnit la un trifoi? E ușor. Oh. Nu e ușor, eu cream că 4. Și eu cream tot că 4 coaia. Coaia 18. Mamă. Ce cu întrebările alea? Acum pot să dorm liniștit la noapte pentru că știu că un trifoi poate avea 18 frunze. Care este cel mai lung fluviu din Asia? Cred că știm deja, nu? Da. Ok. Am vrut să mă asigur că e Yangtze. Câte calorii conțin 100 de grame de căpșuni? De ce mereu mă întreabă? Bă, se vede cu umbră cu ceva? Bine, se vede umbră în spate, dar e normal. De ce pui 50? Te-a bătut Ștefan. Eu sunt mai... Ok, pe cine atacăm? Că pe amândoi, că ce dracu să fac aici, că... Ce simbol nu corespunde unui element chimic? Haide. Nu știu, mă jur. Yes, love you! Câți ochi de trafea Andorra în anul 1907? Andorra, coaie. Atât. 6.000! Yeah! Nu! Coaie, am crezut că a pus 250.000. Avea 6.000 de locuitori, andorezii, dracu. Dar acum câți locuitori are Andorra? De-al dracu și de ambițios m-ar interesa. Ce notător a devenit campion mondial la proba 200 de metri? În anul 1900... Nu. Nu, no, ăsta ce prost sunt. Yeah! N-avea cum să fie Phelps, că ăsta a devenit în 2006-2007 pe undeva pe acolo. Știam că e un Michael, dar... Da, știi că e un Michael. La începutul cărui an a rulat în sau ultimul episod din Totul despre sex? La începutul cărui an? Yeah! Boy! M-am gândit 2004 oricum din start. Bravo, Brătianu. Bă, iară, fac ăștia timp. Okay. Ce timp, frate, că vă sunt vai de curul meu. De-abia nici n-am trecut la 2000. Mă atacă, ia. Ok, hai, petrolul. Trecerea unei substanțe în stare solidă, în stare lichidă, se numește... Sunt nebun eu? Nu știu că e asta sau... Asta. Trecerea din stare solidă în stare lichidă, ce prost sunt, topire, era coaie. Invers. Coaie, eu am citit invers, din stare lichidă în stare da, solidă. Și am zis solidificare. De, e, oricum el m-a atacat, așa că l-atac și eu. Care este numele zodiei fecioară în limba latină? În limba latină. Asta știam. Ai. Virgo! Coaie, Virgo e un CH pe Metin, e un server pe Metin 2 Virgo, să mă bată tata. Mă jucam, era Leonis și Virgo, mă jucam pe Virgo, te rupeam. Cine a fost primul domnitor al țării românești? Primul. Primul. Ăsta. Basarab întâi. Bă, coaie, te-mi prăjur. Bă, trebuie să mai am un teritoriu coaie ca să-i bat, bă, vreau să-i bat și acum. Ce clădire din Paris fondată de către Ludovic al XIV-lea poartă numele de Palais Garnier? Da, mi-e. Sediul operei, am pus, era logic. Cum sediul unui teatru? Am pus, unde-i pus, bă? Am pus mouse, să vadă băieții că știam! Ce mai? Ce să mai? Da, uite-am asta. Cum se spune vezic în limba japoneză? Buku, mă, Matsuge! Mata! Nu știu. Asta. Cu ăla chiar a pus Matsuge. Dacă punea T-ul ăla un pic mai în stânga, Matasuge. De ce pui Boku? Bă, cine a inventat ceasul cu coarță la 1200? Ok. Wow. Să mă bată tata, nici n-am mai citit. Câte cărți se împar fiecare jucător la Macau? La Macau? Nu! Yeah! Yeah! Slabule! 7 mi se pare că la 1, mă, nu-s 7 la 1? Nu, 5. Păi 7 erau la acea. O, da, da, sunt reguli diferite oricum, cred.
Care era emblema dacilor? Ai, uite ce întrebări vă dau. Nu știu. Bă, ăsta. Yeah! Cine a câștigat? Cine a câștigat? Cine are? Bă, eu ar spune ultimul. Zăză, Andrei, zu. Mamă, de două ori victorios în seara, în seara aceasta, în prânzul acesta, ca să spun așa, băieți. Asta este, dragilor, se mai întâmplă. Fraților, cam asta a fost episodul, oameni buni. Eu sper că v-a plăcut. Dați-vă acolo cât mai multe like-uri și ne revedem data viitoare. Am fost Andrei, v-am pupat. Bye, bye.